Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Dacă ați avut măcar o dată în viață întrebări legate de traumă, dificultăți în a înțelege acest fenomen sau doar curiozități despre cum e să gestionezi o astfel de stare, o astfel de trăire, evenimentul din 24 octombrie, desfășurat online între orele 15-19, care are ca invitat de marcă, un invitat special în persoana domnului Donald Kalshed, autorul a două cărți celebre în înțelegerea acestui cuvânt, trauma, și a tot ceea ce presupune el, iată, vi se potrivește. Astăzi alături de noi este Adina Nicu, psihoterapeut, analist junghian, și vorbim despre o carte publicată în portofoliul editurii Herald, în colecția junghiana. Este vorba despre lumea interioară a traumei, mecanisme defensive arhetipale ale spiritului personal, de Donald Kalshed. Vorbim despre această carte alături de invitata noastră, Adina Nicu, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, în cadrul acestei conferințe online, acestui eveniment special, trauma și capacitatea de a simți aspecte clinice la pacienții care au suferit traume timpurii, o conferință, un eveniment organizat de Societatea Română de Analiză Junghiană, care îl are ca invitat pe Donald Kalshed. Așadar, iată o carte, spun eu, foarte interesantă și o carte pe care cred că deopotrivă ar trebui să o citească nu doar psihologii sau psihoterapeuții, dar și cei care sunt pasionați de aceste lucruri, pentru că de cele mai multe ori, dragi cititori, noastră știți, am discutat de foarte multe ori despre traumă și veneam cu această idee că, iată, trauma vine din copilărie și din relațiile pe care noi le-am avut cu părinții noștri. Pentru început, Adina, ce este trauma și cum arată, iată, lumea interioară a traumei? Da, mulțumesc, Sorin, pentru invitație. Mă bucur să putem să vorbim despre acest subiect important. În primul rând, mă bucur să vorbesc despre Donald Kalshed, pentru că este un autor important, așa cum ai spus și tu, autor al a două cărți apreciate de către toți psihoterapeuții din toate orientările și din toate școlile. Întorcându-ne la traumă, sunt voci care spun că acest cuvânt este prea des folosit și că există o inflație a folosirea acestui cuvânt, și atunci Kalshed vine și dă o definiție în cartea sa și spune așa: trauma este orice experiență care provoacă copilului suferință sau anxietate de nesuportat. De ce copilului, mai putea întreba tu, pentru că în această carte Kalshed tratează mai degrabă subiectul traumelor din copilăria timpurie. Tot el este cel care vorbește despre traumele cumulative. Da? Adică știm despre copii că au niște nevoi vitale de îngrijire și când aceste nevoi nu sunt satisfăcute, efectele pot fi devastatoare în dezvoltarea acestor copii. Dar Kalshed în cartea sa aduce foarte mult material clinic, este o carte foarte interesant de citit pentru practice, și aduce studii de caz ale unor adulți care au venit în practica lui privată, care au fost pacienții lui, și el povestește despre sechelele, despre urmările psihologice ale unor traume timpurii. Și vorbește, de exemplu, despre faptul că psihicul traumatizat se retraumatizează și despre faptul că trauma nu se încheie atunci când se termină violența exterioară, ci continuă în psihicul victimei traumei. Apoi vorbește despre faptul că de multe ori oamenii se găsesc, oamenii victimii al unor traume timpurii, se găsesc mereu și mereu în situații în care sunt retraumatizați. Adică oamenii încearcă să își construiască
niște, de exemplu, niște, sau să-și găsească niște relații sănătoase, să se găsească niște contexte de viață benefice pentru ei, dar da, se trezesc cu ghilimele de rigoare mereu și mereu în situații traumatizante. Și nu în ultimul rând, vorbește despre mecanismul disociativ, da, despre care de fapt se vorbește de multă vreme în toată psihologia clinică și în psihoterapie. Și vorbește despre asta deoarece, spune el, ok, reacția naturală a psihicului în fața traumei este aceea de retragere. Dar de multe ori retragerea nu este posibilă. Vorbim despre copii, da, și despre traume timpurii. Și atunci psihicul folosește acest truc, da, asupra sine însuși și dezmembrează experiența de nesuportat. Și atunci supraviețuirea este posibilă, da, dar experiența de sine devine discontinuă. Și vedem mulți oameni victime al unor traume timpurii care au lacune în istoria lor de viață, da, o istorie de viață lacunară. Cam asta ar fi așa pe scurt o fotografie foarte de departe a psihicului unei victime care a trecut din traume timpurii. Ce este specific teoriei lui Donald Kalshed și până la urmă ce aduce nouă această teorie? Da, asta e o întrebare importantă pentru că, așa cum am spus, trauma este un subiect tratat de către toate școlile de psihoterapie și de multă vreme. Kalshed vine cu a propune acest sistem pe care el numește sistem arhetipal de autoîngrijire, care este un sistem defensiv, da? De un sistem de apărare al psihicului și vorbeam înainte de disociere, de această capacitate a psihicului de a se scinda. Și în urma procesului de disociere, o parte a psihicului rămâne necrescută, infantilizată, regresată și o parte, da, devine adaptată, dar diabolică, da? Având acest rol pe de o parte de persecutor și pe o parte de apărător, de protector al acelei părți nevoinice, neputincioase. Practic, ce se întâmplă este că această figură, da, persecutorie, sparge, da, disociază psihicul, îl traumatizează în interior pentru a preveni traumele exterioare, traumele în viața reală. Da? Și atunci, practic, energiile psihice agresive care sunt inerente fiecărui om și care nouă ne folosesc în a ne apăra în realitatea exterioară, da? De violențe exterioare, de obiecte toxice exterioare, toate aceste energii agresive sunt întoarse către interior și astfel, în felul acesta, trauma continuă în viața interioară, da? Lucruri despre care vorbeam mai înainte. Pornind de la conceptul pe care l-ai pomenit tu puțin mai devreme, traumele din copilăria timpurie, și mă gândesc la faptul că într-adevăr există această inflație de folosirea cuvântului traumă foarte des. În tot felul de emisiuni, radio sau TV, tot felul de psihologi și psihoterapeuți vorbesc despre traumă și pe undeva este bine că se vorbește despre traumă, despre niște adevăruri, iată, nespuse atât de mulți ani. Mă gândesc la un aspect, mai ales la faptul următor. Orice episod într-o oarecare măsură, mai mare sau mai mică, orice episod, așa zis, traumatizant, poate să amprenteze psihicul copilului? Și de ce pun această întrebare? Cumva încerc să contextualizez situația și să mă gândesc că în urmă cu 4-5 decenii, părinții noștri nu știau ce înseamnă aceea o traumă,
nu știau ce înseamnă acel parentaj sau educație parentală, nu aveau cărți la îndemână, așa cum, iată, au părinții care se ocupă de educația copiilor și care sunt interesați de educația copiilor în ultimii, hai să zicem, 10, 15, hai, 20 de ani. Și atunci mă gândesc tot felul de mituri care circulă legat, de exemplu, de traumele produse asupra băieților, acelea de exemplu, de reprimare a emoțiilor. Tu ești băiat mare, mai vezi tu pe cineva în jurul tău că plânge sau că este atât de rușinos, da? Este un factor declanșator. Poate că nu vorbim acolo de traume mari, că nu ne ducem în zona traumelor violență conjugală, violență domestică, bătăi, agresiuni, umilințe și așa mai departe. Dar cam toți părinții gândeau în termeni generici, bineînțeles, gândeau cam la fel. Vorbim despre etichetări, vorbim despre judecăți, vorbim despre comparații cu alți copii, care într-o oarecare măsură, cum spuneam, mai mică sau mai mare, pot și ele să reprezinte niște mici factori traumatizanți. Până și nesatisfacerea nevoilor emoționale pot reprezenta același lucru, pentru că părinții noștri, după cum foarte bine știm, ei se axau în general pe satisfacerea nevoilor de bază, nevoilor de hrană, de adăpost, conform piramidei lui Maslow, ai tot ce trebuie. Și celebra replică a părinților, nu-ți lipsește absolut nimic decât să înveți, fără să se gândească părintele că, băi, stai puțin, copilul ăsta are și niște nevoi socio-emoționale, nevoi de interacțiune socială cu alți copii, are niște nevoi psihoemoționale pe care noi, poate ca părinți, nu știm să îi le satisfacem. De ce? Pentru că nu suntem suficient de empatici. Da. Ai spus un cuvânt și anume contextualizare și cumva mintea mea s-a dus către un loc și anume cumva, pentru că ai zis de câteva decenii în spate, la perioada comunistă, acolo m-am gândit, nu pentru că tu spuneai, ok, înainte nu se vorbea despre parentaj, nu existau atâtea discuții. Da, pornind de acolo, gândindu-ne că societatea în sine era foarte traumatizată, exista un sistem opresiv care asupra adulților, adulții în sine erau foarte agresați și traumatizați pentru că sistemul era ca atare și mulți dintre adulți nu reușeau să-și metabolizeze cantitatea respectivă de agresiune, de presiune, de control și de multe ori veneau și, vărsau acest tip de agresiune sau acest tip de emoții asupra copiilor fără să poată să-l metabolizeze. Și cam același lucru se întâmpla și la școală. Și da, exista o cantitate foarte mare, dar știm foarte bine și la școală ce se întâmpla. Și atunci exista, da, o cantitate mare de agresiune, de control, de presiune pe care copiii o întâmpinau și pe care trebuiau să o metabolizeze într-un fel sau altul. Da, cred că acolo vorbim, aș lansa, mă rog, o idee, ca să nu-i spun concept sau termen, acela de traumă colectivă. Da. Deci era o traumă socială colectivă, apropo de referințele tale la sistem, da? Care trauma la nivel colectiv se răsfrângea, iată, asupra copilului și la nivelul individual, casnic, domestic. Adică toate cutumele și toate restricțiile și toate oprimările care veneau din mediul social, noi le întâlneam, apropo de copii și de traume, le întâlneam la școală și bineînțeles că de la școală se răsfrângeau și în spațiul casei în care noi trăiam. Da. Și aici, într-adevăr, revin la ce m-ai întrebat tu și anume în ce măsură noi reușeam să facem față unor asemenea provocări sau, da,
și situații dificile. Și aici toți autorii sunt de aceeași părere că orice copil are o nevoie de o mamă suficient de bună, da? Nu de o mamă perfectă, da? Nu există în toată literatura de specialitate se folosește acest cuvânt, mamă suficient de bună, care să poată să, să fie suficient de empatică, astfel încât să copilul, da, să simtă că nevoile sale de a fi văzut, de a fi bine primit, de a fi înțeles, toate aceste nevoi sunt satisfăcute cu limitele mamei. Dacă aceste nevoi sunt satisfăcute, copilul poate să se dezvolte bine, da? Dacă nu, într-adevăr, efectele pe termen lung, efectele psihologice pe termen lung sunt serioase. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Adina Nicu, psihoterapeut, analist junghian, despre lumea interioară a traumei, mecanisme defensive arhetipale ale spiritului personal, o carte publicată în colecția junghiană, autor Donald Calshed. Am vorbit astăzi despre Donald Calshed, iată, în cadrul acestui eveniment 24 octombrie, eveniment conferință, organizată de Societatea Română de Analiză Junghiană, la care bineînțeles că vă invităm și pe dumneavoastră să participați, să vă înscrieți și nu uitați de cărțile din portofoliul editurii Herald ale lui Donald Calshed, Trauma și Sufletul și Lumea Interioară a Traumei. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere, numai bine! Mulțumesc!